Nelly, de ce ai ieșit Oscar din Pug Life? Păi de ce i-am zis eu fiecărui om din Pug Life și chiar și lui Kid pe disc o să rămână singur? Aceleași motive bănuiesc. Cred că ar trebui să faci o piesă cu Nino. Bă, nu e treaba mea. Jamie e la studio la Stradivarius? Nu știu nici asta, habar n-am. Am văzut și disul lui Sea și am văzut și disul lui Nino, că văd că mă întrebați. Dar ce-ar fi să nu comentez eu nimic odată în viață, să nu mă bag eu cu aia? Să nu zic eu ceva, dar data asta măcar, că nu-mi place să zic eu chestii. Că mie merge gura mult. Hai să ne vedem de treaba noastră. Și noi să vorbim de muzica noastră, de alte întrebări, chestii de genul ăsta. Lasă-i pe oameni să certe de Paște acum, de Dumnezeu, viață, fericire, lumea se ceartă. Rap-ul, eu-l văd altfel. Eu-l văd mult mai puternic rap-ul, mai ales când vine vorba de disuri, de beef-uri. Uitați că m-ați întrebat și nu mai pot să mă opresc. Lăsați-mă în pace, nu mai vreau să zic nimica. Cât costă un feat cu tine? Nu vreau nimic. Nu vreau bani să fac feat-uri. Nu am nevoie de așa ceva. Ori ești tare, ori nu ești tare. Vă rog frumos, nu-l înjurați pe Sisu și nici pe El Nino aici, fiecare e cu treaba lui. Noi suntem între sau pe lângă, nici măcar acolo, gen. N-avem noi treabă cu nimeni cu aia. Să-și rezolve problemele cum vor ei. Piesă cu Chepa sau Cojo? Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea cu amândoi. O piesă cu Motanu? Nu m-am gândit niciodată. Nelly, știi să faci box? Din cur știu să fac beatbox. Cu Oscar va mai ieși o piesă? Habar am, frate meu. Ce o să fie în viața asta? Momentan nu pot să zic că e genul meu ce scoate el, dar nici nu mă deranjează ce face, ce muzică face. E treaba lui, n-am treabă. Când scoți ultima melodie de la Story? Care era ultima melodie? Că am pus o groază. Ceva cu Samurai? Mi-ar plăcea și cu Samurai, e tare Samurai. Cu Chilafonic? Mi-a plăcea și cu el cândva în viața asta, doar așa, de dragul de a face o melodie cu un trapper de-asta. Dar nu-mi place că e la Global Records, gen. Și nu cred că o să fie vreodată vreo colaborare între mine și aia. Când ai fumat ultimul șto? Bă, nu pot să-ți spun acum. Piese cu Jador. Am un album, ești nebun? Cu Jador. Se numește... Doamne ferește! O piesă cu Chepa. Am mai zis. Cu masca asta zici că ești Kid. Nu cu aia, Kid zici că sunt eu. Dar da, înțeleg ce vrei să zici. Piesă cu Miță pe album? Da, mi-ar plăcea ca Miță să-mi dea un refren, pe sincer, 3. Când te ascultam, nu aveai tatuaje. Păi nici acum 2 ani nu cred că aveam tatuaje. Samurai blană rău și a rămas la fel. Da, sunt de acord. Samurai e tare. Îmi place de el. Chiar ar fi blană cu Amuli. Bă, îmi pare rău, nu sunt genul eu. Mie îmi place muzica să nu fie repetitivă la artiști. Adică dacă vorbim despre aceleași lucruri, și nu zic de el, zic de cam toți ăștia, de mă întrebați voi din partea de trap, așa. Mi se pare că doar se repetă în continuu. Pici de bani, mașini, haine scumpe, firme de haine, mamă cât de șmecher sunt, mamă cât de șmecher sunt, mamă ce șmecher sunt, mamă cât de șmecher sunt, mamă câte târfe fut, câte panarame, câte haine șmecheream și țara moare de foame și nimeni care are voie să iasă afară din casă. Așa că pentru mine nu e genul ăsta de muzică. Mie îmi place să avem tehnici, flow-uri, rime, subiecte diferite, bam, nebunii. Altfel suntem niște fraieri ordinari care fac același lucru toți. Te mai amenință Nosfe? Bă, nu am mai vorbit eu cu ei de atunci, mă, cu aia, mă. Fiecare și-a văzut de treabă. Mai faci o piesă cu Deliric sau cu Doc? Da, nu. Aș face, mai ales cu Deliric. Deliric a fost primul artist din România de la care am cumpărat un tricou și anorac în viața asta. Stați așa, mă. Opa. Stai așa să plătesc aici. Vrei să fac și eu să vă arăt câți bani am? Stai liniștiți că nu sunt eu genul ăsta. Bă, ce cade telefonul ăsta pe jos.
Cât trebuie să vă dau, domnule? 34 de lei. Da, da, stai liniștit. Sănătate, numai bine. La revedere. Nu țin bani în plic, mă. I-am primit acum, de-abia i-am primit. Când te duci să-ți iei banii de la shop, îi primești în plic. Uite că am și plicul lui Watcher. Vreți să vedeți plicul lui Watcher? Ia uitați, plicul lui Watcher. Ia uitați. Watcher. Nelly. Am ajuns la Kaufland cu aia. O să trebuiască să sun pe nevastă mea să văd ce își dorește cu aia.